Deci uitați, s-a și rănit când a mușcat, se vede aici pe bucata asta de lemn, se vede sânge. Asta e de la, nu e de la miei, părerea mea, asta e de la gura lui. Deci el s-a rănit când a mușcat, cum poate să scoată asta? Un crescător de oi, a cărui gospodărie este situată la marginea localității Măxineni, și-a găsit mioarele sfârtecate într-o dimineață. Aproape 50 de animale i-au fost omorâte din cauza unor mușcături ale unui prădător. Fiara a ros gardul de protecție și a intrat în staul. S-a strecurat, a ros din gardul de lemn și a intrat iar. Dimineața când m-am dus, am mai găsit încă 23 de bucăți moarte. Din totalul ăsta de aproximativ 60 de bucăți, am 17 meluțe de rasă, cumpărate în această primăvară, cap negru de Teleorman, care m-a ajuns în jur de 6 milioane bucată, 6-7 milioane în funcție de greutate. Deci l-am cumpărat cu 200 de mii kilogramul în viu. În aceeași noapte, o bătrână care locuiește pe aceeași stradă s-a trezit cu 30 de găini omorâte, dar nemâncate. În seara următoare, unui alt sătean au fost omorâți 3 miei. Oamenii cred că este vorba despre un câine, însă nimeni nu a văzut fiara care a provocat atâta pagubă. În plus, nimeni nu își explică de ce animalele nu au fost mâncate, ci doar mușcate. Păi nu vă omor găinile? Da, mi le-au omorât, dar m-am trezit dimineața lângă găsi moarte. Și cum arătau? Ce răni aveau? Deschicate așa. Unele strânse de gât, atâta. Da? Unele deschicate, mâncate de tot. Dar de ce nu-mi dau seama? S-a mai întâmplat vreodată? Nu s-a întâmplat de când sunt aici, maxim. Al doilea nu este primul, nu s-a luat măsuri, nimeni nu interesează, nu știu ce e asta. O fi ceva de domeniul fantasticului. Nu se lasă urme, nu amprente, nu nimic, dar animalele sunt moarte. Cum arătau? Ce răni aveau? Mușcate, rupte din ele. Am văzut și cu intestinele afară. N-am mai văzut și eu, am animale, am oi, dar așa ceva n-am văzut. Ce credeți că ar putea să fie? Câinii, cu siguranță e câinii, altceva n-are ce să fie. Câinii mai de rasă, așa mai agresiv. E clar că n-a atacat pentru că era foame, că înțeleg că n-a mâncat nimic. Nu, dacă era foame, erau mâncate. Măcar una, două tot mânca, dar așa, numai le-a rupt, le-a sugrumat. E un câine, eu presupunere sau o bănuială mea, ca să spun așa, e un câine agresiv, un câine de luptă, probabil. Rottweiler, pitbull, mai știu eu ce rase mai sunt, că nu mă pricep așa bine, care... Vreau să vă spun un singur lucru. Animalul ăsta e în libertate. Ce se întâmplă după ce se întunecă când dă peste un copil, peste un bătrân, peste o bătrână sau chiar peste un adult pe stradă? El e însetat, pentru că eu am mai discutat cu prietenii mei și mulți mi-au spus, băi, norocul toți a fost când ai dat peste el acolo, că te mânca și pe tine. Fenomenul a ajuns și în atenția poliției. Criminaliștii au ajuns la fața locului și au prelevat probe. O anchetă este în desfășurare și la Direcția Sanitar-Veterinară Brăila.